Ok. Bun, deci avem următoarea situație. Avem un drum care are o declivitate existentă în profilul național destul de mare și din cauza asta drumul existent, pământul existent sau piatra ce este ea a fost spălată. Spălată, săpată, da? Deci s-a adâncit terenul existent. Noi când venim cu profilul longitudinal, tendința noastră este să mergem pe profilul existent. Profilul existent însemnând intersecția dintre suprafața terenului și axul nostru proiectat. Da? Deci aici. Deci teoretic eu dacă aș face acum profilul longitudinal proiectat, aș merge după teren. Dacă aș merge după teren, eu practic față de terenul existent care este ăsta, care era inițial, înainte de a fi săpat, deci odată spălat de ploaie și a doua oară când este ud, da, când merge căruța, când merge mașina, el tot prin frânare alunecă, patinează, da, și tot asta se spală, se duce la vale și se creează o săpătură, un debleu artificial, ca să zic așa, sau nu știu cum mai exact să-i zic. Dar ideea este că dacă este la vale, el se spală. Și noi acum, dacă am venit cu profilul longitudinal al nostru proiectat, am merge pe teren. Ceea ce înseamnă că ar îngropa proiectatul nostru și mai tare. Teoretic, proprietățile sunt aici, sus. Da? Pur și simplu, drumul pe a fost săpat. Da? Și noi, practic, trebuie să ne ridicăm sus. Da? Dar cât să ne ridicăm? Cum să ne dăm noi seama în lung, în profilul original, cu cât să ne ridicăm față de terenul existent, da? Ca și o metodă să ne dăm noi seama cât trebuie să ne ridicăm, ar fi să ne ridicăm la punctele astea, da? Deci de unde linia asta informativă, ca să zicem așa, trebuie să creăm o linie informativă, cam unde a fost înainte de asta existentul nostru, da? Deci undeva pe aici. Asta ce înseamnă? Nouă, practic, ne trebuie două linii, una aici, sau două puncte de referință, una în partea stângă și una în partea dreaptă, da? Adică față de ax trebuie să găsim la o distanță, anume un punct pe partea dreaptă, care se intersectează cu terenul și pe partea stângă, da? Ca să aflăm care sunt cotele a terenului la o distanță față de axul nostru mai mare decât în existent, da? Pentru că dacă în existent este săpat, noi ne trebuie niște puncte de mai departe. După care să luăm media la aceste două puncte și prin media asta noi să trecem cu profilul nostru longitudinal, da? Adică dacă noi luăm un punct stânga la o distanță față de ax și un punct dreapta la fel la o distanță și găsim media între aceste puncte, noi practic putem să identificăm profilul nostru prin care noi trebuie să trecem, da? Ceva de genul. Deci, dacă noi luăm aceste două puncte, cea mai bună variantă pentru lungul nostru proiectat este să treacă pe aici, prin intersecția axului proiectat cu această linie, da? Care este formată din două puncte. Eu am încercat să fac, neavând altă metodă, am desenat două linii ale intersecției profilului, proiectatul nostru cu terenul, adică aceste două puncte le-am desenat. E bun și așa, dar poate să fie bine, poate să nu fie bine, dar în mod normal e ok, doar că sunt două linii și atunci trebuie să încerci să mergi între ele cumva, da, ca să găsești media. Dar eu o să încerc acum să fac chestia asta prin Subassembly Composer. În Subassembly Composer creez un subansamblu, cum ar veni, și în acest subansamblu o să-i dau următoarele criterii. Deci, din ax desenează un punct la distanța de 5 metri sau distanță variabilă pe care eu pot să o modific pe viitor,
dacă platforma mea a drumului este mai mare și intersectează-te cu terenul, da? Deci delta X și surface, partea stângă, partea dreaptă, și mai desenează încă un punct care dă o denumire, care pot să-l codific, ca să-l pot identifica, care este media dintre aceste două puncte, da? Pentru asta deschidem Subassembly Composer și aici trebuie să facem următoarele lucruri. Deci, în primul rând, definim un parametru care este la noi EG, Existing Ground din engleză, și dăm și o denumire, tot EG. După care, la input, aici trebuie să-i dăm lățime, da? Lățime. Și la display name, la valoare îi dăm aici implicit 5 și la display name îi dăm, hai să dăm tot lățime sau semilățime de căutare. Semi lățime. Da? Pentru că nu este lățimea totală, este o lățime din ax, stânga-dreapta. După care îi dăm punctul inițial pe săgeți ca să îl centrăm. Deci săgeată stângă, săgeată dreapta ca să-l centrăm. După care mai adăugăm un punct. La punctul respectiv aici îi zicem delta X și to surface, adică să plece pe delta X cu lățime, adică ceea ce am definit noi aici, cu lățime care valoarea implicită este 5. Acum dacă o să selectez fit, nu se, se dau și aici surface to target EG și dau fit-ul surface, asta îl dau un pic mai jos, vedeți, se duce din punctul P1, din punctul inițial, se duce în către EG, parametrul EG care este la noi teren, o să-l definim în proiect ca și, o să-i definim terenul și el se va duce cu distanță de 5 metri către teren. Add link from point, dacă se deseneze, nu mă interesează să deseneze, nu vreau să-l văd, sau hai să-l lăsăm vizibil inițial și după asta o să-l eliminăm, da? Ca să înțelegem cum funcționează. Punctul 3, la fel, delta X, X to surface, și aici îi zicem deja minus lățime, să se ducă pe partea stângă, cum ar veni, către EG. Și punctul inițial, vedeți că a plecat din P2, aici trebuie schimbat from point din origine. Interesează să plece din origine. Aici tot pleacă din... din P1, da, corect. Din P1. Deci pleacă din P1, se duce cu minus lățime și către EG. Delta X on surface. Da, s-a dus, doar că n-a desenat link-ul. Hai să-l desenăm și pe ăsta. Bun, după care mai desenăm încă un punct. Deci, practic, noi acum identificăm punctele alea către teren, da? Adică din axul nostru. Vreau să știu și eu punctul la distanță de 5 metri pe stânga, pe dreapta și 5 metri pe stânga, unde se află aceste două puncte și, eventual, eu acum trebuie să aflu media ca să pot să merg cu lungul meu după, după acest punct. Deci, acum mai iau un punct. Și la punctul ăsta o să-i zic în felul următor, aici la delta X și delta Y, mă interesează interpolate point, să interpoleze două puncte, P2 și P1. Să-mi deseneze, nu-mi desenează nimic, deci interpolare, între P2 și P3, P3, da, așa este corect, da? Și acum dacă trag ăsta, bine, linia terenului aici, în Subassembly Composer este o linie dreaptă, dar în realitate este variabilă, da? Și în mod normal P3 egal cu P4 este egal cu P3 și cu P2, pentru că, da, e aceeași cotă la P3 și P2. Dar în Civil TD, și o să vedem cum o să apară. Îi dăm o denumire la acest subansamblu și îi zicem, ce să zicem, profil mixed, să-i dau așa o denumire, mixed, acum, da, profil mixed, nu-i dau nicio imagine,
îi dau save. Aici sub profil mixed. Asta e bun și pentru profilele, secțiunile tip mixed, adică secțiunile transversale mixte, unde într-o parte avem debleu, într-o parte avem rambleu. Și ca să aflăm cea mai bună cotă a lungului, da? Ăsta ne dă cota de sus, cota de jos, ne ia media și acolo este cea mai bună poziție pentru profilul mixt, da? Adică ca să putem din săpătură să băgăm în uplutură aceeași cantitate de material. Teoretic. Revenim în profilul nostru și importăm ceea ce am creat noi mai devreme. Profil mixt. Ok. S-a importat. Acum mergem la profilul nostru. Mai zoom tu. Asta este. Și încercăm să-i băgăm asta, să vedem ce este. Profil mixt. S-a băgat. Ok. Deocamdată n-a făcut nimic. Mergem la coridor, îi dăm un rebuild. Adică n-a făcut. A desenat semilățimea asta de 5 metri. Dăm un rebuild și acum vedem. Teoretic ar trebui să... n-am definit punctul 3. Cod. Nu i-am dat cod. Deci la punctul 3, 4, la punctul 4 trebuie să-i dăm aici o denumire ca să-l putem găsi. Profil mixt. Prof. Mixt. De ce trebuie să-i dăm o denumire aici? Save. Dacă nu-i dăm o denumire aici, noi nu o să-l putem identifica ca și cod în în desenul nostru. Deci pe ăsta, dacă îl luăm acum și schimbăm codul, punem ceva basic. Nu s-a întâmplat nimic. Offset 5 metri. Aici ar trebui să apară o linie, dar nu apare nimic. N-apar nici aici, nu? 4 metri undeva aici, la 5 metri trebuie să apară. A, uite, apare ceva aici. Nu, asta nu este. Asta e altceva. A, pentru că nu mi-am definit suprafața teren. Da, bun, ok. Dar mai înainte de asta, hai să-l ștergem și să-l aducem pe ăla cu cod. Acesta nu ne mai interesează. Delete și mai dau o dată import. Ok, ok. Iarăși îl adaug. Ok. 5 metri. Îi dăm un regen la un rebuild la coridor. Și acum ar trebui să apară ceva aici. Sau nu neapărat. Ah, nu, trebuie să-i dăm targetul. Trebuie să-i dăm terenul. Acum mergem la proprietăți, la set al target și la surface. Aici ar trebui să apară, da, este EG, nu ăla, doar ăsta, doar unul. Selectăm suprafața EG, ok, ok. În momentul ăsta ar trebui să facă intersecția punctele alea și media între ele, punctul medie. Doar că punctul mediu trebuie să-l putem identifica ca să-l adăugăm pe lungă. Acum o să vedem cum facem asta.
din punctul meu de vedere nu sunt. A, pentru că aici e altă secțiune, aici ar trebui să fie ea. Am plecat prea departe, da, aici este zona, dar pe mine mă interesa altă zonă. Deci avem, da, punctul la distanța de 5 metri într-o parte și la distanța de 5 metri la intersecție cu terenul. Și punctul mediu ar trebui să fie tot desenat. Pe punctul mediu tot e aici. Nu, nu-mi place așa. Aha, uite aici se vede bine. Deci ăsta ar fi punctul, da? Deci dacă iau intersecția, trebuia să desenez și linia asta. Deci dacă duc o linie de aici până aici, și aici ar trebui să fie teren, dar nu e. A, este. Așa, le-am intersectat. Și dacă mă duc aici în ax, ăsta este punctul care mă interesează pe mine. Și punctul ăsta se numește profil mixt, da? Vedeți acolo, point, codes, profil mixt, da? Deci ăsta este, e bun. Și acum dacă mă duc în profilul longitudinal, unde sunt eu aici, da? Hai să zicem că aici, da, ne uităm în zona respectivă. Cu toate că aș fi vrut să găsesc o zonă mai nasoală. Oricum. Deci, selectăm coridorul, mergem la Launch Pad Profile from Corridor și de aici încercăm să, pe mijloc, coridor. Nu știu dacă a selectat corect, dar o să vedem după denumirea codului. Și aici putem să dăm profil ilustrativ, de exemplu, dăm click pe OK. O să uităm cum se numește. Dacă se numește corect, înseamnă că a nimerit. Adică ar trebui să numească cum se numește și codul. Profil mixt, da? Deci e corect. Deci, practic, eu acum, uite, vezi, se termină aici. Mai departe este altă regiune. Alt subansamblu. Și trebuia să bag și în subansamblu respectiv. Deci eu, practic, acum, ca să nimeresc mai bine cu profilul, de exemplu, dacă uităm aici în 7120, da? 7120. Drumul meu, profilul longitudinal, este mult mai sus, da? Eu dacă l-aș coborâ la nivelul ăsta, ar fi mai bine aranjat, da? Aici, uite, aici ar trebui să merg așa, bam, 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 bam. Deci 6940. E ok și așa. Așa se 940. Posibil să mai trebuiască să lucrez la acest. Hai să încercăm în zona asta, unde mă interesează mai tare. Aici, aici e problema. Asta ar însemna eu să-l modific la tipul 2. Să-i adaug. Mă duc la tipul 2. Profil mixt. Este, mă duc la coridor, la tipul 2 sunt acum, da, în localitate, target, la surface, EG. Ok, ok. Bun, deci asta am făcut, am adăugat, acum trebuie să mergem, deci până aici, da? Deci pe mine, să zicem că mă interesează la 7400, ia să vedem, 7400. Aha, bun, deci aici teoretic eu ar trebui să-l mai ridic,
Uite, vezi? Semilățimea este de 5 metri, dar aici, teoretic, ar trebui să mă duc mai departe. El, în mod normal, o să mi-l dea lungul aici undeva. Bun, atunci mergem la subansamblu. La subansamblu ăsta de localitate și la construcție, la profil mixt, îi zicem aici nu 5 metri, 6 metri. Trebuia 7 să-i dau. Pe stânga e ok, pe dreapta nu e ok. Deci să încercăm să mai mărim la 7, zic eu. 7. Ok. Oricum, ideea ați înțeles-o care este, ce trebuie de făcut, da? Ca să ne facem într-un fel un profil original informativ, da? Ca să mergem după el mai ușor. Ce trebuie să dau? Trebuie să dau rebuild. Deci asta ca să nu avem două profile corecte și cu varianta asta. Adică dacă aș putea eu, aș lua după codul de intersecție a proiectatului nostru cu terenul. Da? Deci aș lua punctul ăsta cu punctul ăsta, aș găsi mediana și atunci practic cred că e mai corect, da? Pentru că ia în calcul toată secțiunea noastră proiectată. Aici ia în calcul semilățime de 5 metri de nu știu cât, da? Deci în cazul ăsta ar fi mai bine. Deci deja s-a dus aici. Bun, și acum ca să desenăm profilul respectiv, selectăm coridorul. Profile from coridor. Nu, ăsta mă. Aici din ax trebuie. Profile from coridor, selectăm coridorul, proiect ilustrativ, da, ok, dăm click pe ok și ne-a desenat. Da, teoretic astea două pe care le-am desenat eu după intersecția cu proiectatul le șterg și practic eu acum ar trebui să merg după linia asta de ilustrativ, da, deci undeva pe zona respectivă să merg. După care aici e ok. Aici să zicem că tot am picat bine, da? Chiar dacă am folosit marginile, da? Deci practic merg bine aici. Aici într-o poziție kilometrică nu nimeresc, aia e. Nu e problemă. Important este să avem pe cele mai multe zone, cei mai mulți picheți să fim ok. Aici dacă o să ridicăm, o să modificăm în zona respectivă și în zona respectivă și nu o să fie bine. Dar în rest, uitați-vă aici cât de bine vine. Bam, 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 bam. Și uitați-vă care este diferența față de teren. Da? Deci avem 60 de centimetri. 60, 50, 60, da? Deci eu dacă aș merge pe aici, m-aș îngropa foarte mult. Deci avem 7,620. Sunt ok acum. Sunt la nivel. Aici 7700. 7700. Deci avem practic 1,70 m de centimetri diferență.
Și uitați-vă cum arată terenul aici. Da? Deci arată o gaură, dar terenul natural e aici sus. Bun, deci